Guvernul Ciolacu a decis anul trecut că are nevoie de mai mulți bani pentru salariile bugetarilor și pentru creșterile pensiilor, așa că a crescut taxele, accizele și a schimbat regimul de funcționare al micro-întreprinderilor. Pe scurt, a făcut tot posibilul pentru a stoarce un leu în plus de la cei care produc. S-a mai crescut și salariul minim în agricultură, dar nu pe banii guvernului, ci pe banii fermierilor. Astăzi, PRIGOANA socialistă împotriva capitalismului autohton, divizată doar din vorbe, de către PSD, se răzbună. Acești transportatori și fermieri au înțeles perfect că o duc mai prost, inclusiv pentru că bugetarii o duc mai bine. Aceste realități au explodat în fața guvernului pentru că acestor oameni le-a ajuns cuțitul la os. Acum, la început de an, fiecare își calculează bugetul de funcționare. Transportatorii și fermieri, în special firmele mici și mijlocii, organizate în mică întreprinderi, au ajuns la concluzia că afacerea lor este pe cale să falimenteze sau în tot cazul să intre pe marge nesemnificative de profit.